Salutare, dragi apicultori! Azi suntem, încât suntem la ora 28 ianuarie 2012. După cum știți, am avut câteva zile ca lumea de zăpadă, viscol, se anunță geluri mari. Chiar noaptea este foarte frig. Am venit să inspectăm stupina pe o zi splendidă, un soare extraordinar. Un factor important în alegerea vetrei de iernat, chiar dacă se anunță geluri mari. În orice zi cu soare, trebuie să avem temperatură pozitivă în stupină. Se poate vedea cum apa din nou parcurge, cum apa curge la streașele. Deci, chiar dacă spun țară, nu știu, minus 20-25 de grade, noi vedem apa cum curge la streașele. Deci avem expunerea solară, ne aduce temperatură pozitivă. Al doilea lucru, așezarea stupilor. Deci să nu ne înzăpezească. Mi-a fost frică la început când am făcut gardul, acolo că se va umple de zăpadă, merge până acolo, dar nu. E înălțimea suficientă. Dacă ne uităm, e important că zăpada este foarte mare. Ne uităm, s-a fost gardul, s-a pus zăpada, stupii sunt perfecti. Urmează, după cum vedeți, aici a bătut vântul tare. Nu a pus zăpadă pe capace, pentru că nu avem adăpost. Urmează ca să facem gard de tablă și în partea asta. Vă face un mare gard de tablă și aici, care se ține în adăpost. La ora se distrează în zăpadă, la fel. Stupii din vale au adăpost de la clădire și adăpostul natural, uitați, așa încât păi nu este cu el absolut nicio problemă. Ne uităm un termometru de ăsta metalic și ne uităm. Deci exact, la soare avem, indică un 0 grade cu tendință de mers spre pozitiv. Ia uite, acum fă înger pe zăpadă. Așa, dar să vă filmez și eu acum. De ce dă mă, de ce? Și acum urmează bătaia. Bătaia e inerent în zăpadă. Trebuie să... Trebuie... Așa. Asta, acum... Oh! Acum facem sport. Sport total în zăpadă. Ce mai zici, Laura? Excelent, m-am vindecat, mi-a trecut răceala. Da, este extraordinar. Deci, să avem temperaturi pozitive ziua. Ca lumea. În curând va cade și toată zăpada de pe clădiri. Da, dă tu, Mariane, că în seama lor au dat zăpada de n-au mai putut. Da, pui copiii la treabă. Este ca lumea. Ca lumea, uitați ce bine. Ce înseamnă adăpost. Să și o înălțime respectabilă ca să nu ți optureze urdinișele. Da. Deci... E perfect, e splendid. E splendid, e frumos. Cam așa decurge iernarea. E sfârșitul lui ianuarie. Următoarele filme deja o să le facem în februarie, când sperăm că o să avem vreme bună și vom putea chiar să deschidem o familie de albine. Până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate și tot ce vă doriți.